supun acordării procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 2017. Dacă sunt răspunsi cu eu la procesul verbal, s-a plăcut, cine este pentru? Împotrivă, abține, 29 de voturi, procesul verbal s-a aprobat. Dau cuvântul președintelui ședinței. Bună ziua! Doamnă președintelor consilier, vă asigur că voi conduce o ziua de ședință în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Cura pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Sărbuna, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați. Înainte de a da citire dispoziții de convocare și proiectelor de pe ordinea de zi supuse dezbaterii Consiliului Local, vreau să vă anunț că invitat la această ședință și participant este în momentul de față alături de noi, doamna primar Comunei Costești, Caramonul Ialoveni, și vreau să urăm bun venit și mulțumim că se află alături de noi. Sunt frații noștri din Republica Moldova, localitate cu care suntem împărțiți. Dumnealor, desfășurată cu Municipalitatea Bacău, se află acel proiect supus dezbaterii dumneavoastră și sper eu și aprobării. Un proiect foarte generos, în care o serie de profesori din Republica Moldova vor veni în municipiul Bacău, putem spune într-o vizită de lucru și de cunoaștere a realităților de aici. Voi da citire în continuare dispoziției de convocare și proiectelor aflate de ordinea de zi. Dispoziția numărul 2801 din 25.10.2017 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară. Proiect de hotărâre numărul 1, privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de trimestrul 3 anul 2017 al municipiului Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 74 din 31.03.2017, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții ca anul 2017. 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuteniciților municipiului Bacău în adunarea generală a acționarilor la Societatea Termoenergy Group S.A. Bacău pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 305 din 2017, prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al municipiului Bacău în comisiile de administrație ale unităților de învățământ pe Universitatea de Stat din municipiul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind finanțarea proiectului Procesului secolului 21, propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare, aprobat prin hotărârea Consiliului Local 174 din 2016. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 214 din 2014, prin care s-a reglementat accesul pe domeniul public și privat al municipiului Bacău, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau motorii rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerea acestora. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de audiențe și a programului de întâlniri cu cetățenii ale Consiliului Local, Consiliilor Locale în municipiul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude către Delgaze Gridesa. 9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului public, al domeniului privat al municipiului Bacău. 10. Proiect de hotărâre prin care se ia act la renunțarea la dreptul de proprietate în vederea realizării unui sens giratoriu a suprafeței de 161 metri pătrați. 11. Proiect de hotărâre prin care se propune schimbarea destinației imobilului situată în spatele școlii gimnaziale Alexandru cel Bun din Bacău, strada Ionuță Sandu Struza, numărul 8, pe perioada desfășurărilor de lucrărilor de demolare. 12. Proiect de hotărâre prin care se propune schimbarea destinației imobililor situate în curtea Liceului Tehnic Angel Salini, din Bacău, strada Vasile Alexandrii, pe perioada desfășurărilor lucrărilor de demolare. 13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 174 din 1999, prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparțin în domeniul public al municipiului Bacău.
peste ordinea de zi. Proiectul 14A. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu patronatul întreprinderilor mici și mijlocii din județul Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului Investe în România, ce va avea loc în Bacău în data de 16 noiembrie 2017. 8.14B. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL-29 din 2014, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei numărului de personal statutului de funcție din aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău. 14C. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea George Bacovien din Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de-a treia ediții a Conferinței Naționale cu Participare Internațională de Vianță, Criminalitate, Evoluție, Tendințe și Perspective, ce se va desfășura în Bacău în perioada 9-10 noiembrie. Fac următoarea mențiune, datorită faptului că nu se află pe... Datorită faptului că proiectul la proiectul 14C lipsește avizul Comisiei Juridice, care nu a dat niciun fel de aviz. Proiectul de hotărâre 14C, respectiv asocierea municipiului Bacău, Universitatea George Bacovia, în vederea desfășurării Conferinței Naționale, ediția 3-a, de viață, criminalitate și evoluție, tendințe și perspective, va fi retras de pe ordinea de zi, fiind imposibil de supus aprobării dumneavoastră, pentru că Comisia Juridică a decis să nu dea niciun fel de aviz. Încă de în momentul de față, vă anunț că voi convoca de astăzi, cel târziu mâine, Consiliul Local în ședință extraordinară, deoarece acest proiect, aflat la ediția 3-a, fapt în parteneriat împreună cu Universitatea George Bacovia, proiect de viață, criminalitate, evoluție, tendințe și perspective, trebuie să se desfășoare în Bacău în perioada 9-10 noiembrie. Indiferent că există niște jocuri destul de mărunte care pun în situația de a nu-l prezenta Consiliului Local acest proiect. Vă mulțumesc. Doamne președinte, ședință, în calitate de președinte al Comisiei Juridice, țin să fac niște precizări. Deci nu sunt niște jocuri de culise, pur și simplu. Știți foarte bine, am mai fost și alte discuții referitoare la alte proiecte de hotărâre transmise cu încălcarea prevederilor legale. Proiectele de hotărâre, în cazul ședințelor ordinare, se transmit cu cel puțin 5 zile la comisie, la comisiile de specialitate, iar în cazul ședințelor extraordinare, cu cel puțin 3 zile înainte. Ieri, la momentul convocării ședinței Comisiei Juridice la ora 13, nu aveam acest proiect pe masă. Dumneavoastră, văd că continuați în... aveți o manieră de a expune problemele tot eronat și faceți ce faceți tot în chestiuni politiciane instaurați. Deci, dumneavoastră ne instigați la nerespectarea prevederilor legale de domnul primar. Am zis, atât timp cât eu și colegii mei vom face parte în această comisie juridică, vom aviza toate proiectele de hotărâre cu respectarea dispozițiilor legale. Dacă ele sunt încălcate, nu le vom încălca și noi. Punct. Sunt niște chestiuni de principiu, în măsura în care dumneavoastră veți convoca o nouă ședință extraordinară de Consiliul Local și ne veți transmite acest proiect cu cel puțin 3 zile înainte, vă asigur că veți avea acest aviz la proiectul de hotărâre. Președinte de ședință, fac următoarea precizare și nu am să mai dezic niciun fel sub nicio formă subiectul pe aceste teme, chiar e inutil. Nu e singurul proiect peste ordinea de zi. Da? E bine să judeci cu singură măsură în față. Cine este pentru ordinea de zi cu excluderea proiectului de la punctul 14C? Împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Întreb domnului consilier dacă față de proiectele de hotărâre aflate de pe ordinea de zi există vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interese, iar dacă există o astfel de situație, să o indice. Domnul consilier, vă rog. La proiectul 5, consider că nu ar trebui să particip la vot, având în vedere că sunt trecute în echipa de proiect.
an, s-a continuat în procesul verbal, alte situații. Dacă nu, dau cuvântul președintelui de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, pun aprobării dumneavoastră în modalitate de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 22 de voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în ședința din 31.10.2017. Supun discuției punctul 1 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamne și domnilor consilieri locali, aveți documentația referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuții pe trimestrul 3 ianuarie 2017 al municipiului Bacău. Atât eu, cât și aparatul de specialitate, vă stăm la dispoziție pentru eventuale dumneavoastră întrebări. Invit pe domnul Fantaz din avizul de legalitate. Există aviz de legalitate? Domnul Chendruș? Aviz favorabil. Doamna Venică? Doamna Breacnă? Favorabil. Domnul Curianu? Aviz favorabil. Domnul Gerasim? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Făuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului. Vă rog, domnul Vigneș. Mulțumesc. Nu putem trece cu vedere acest proiect fără să nu remarcăm coasta execuției bugetară a acestui buget de anul acesta. Și dacă ne uităm la secțiunea dezvoltare, care este cea mai importantă, aceea care privește investițiile publice, vom vedea o sumă de 12 milioane executate în aceste prime 9 luni, din 100 de milioane programate. Deci suntem la execuție bugetară pe investiții la un procent de 20%. Și aș vrea să menționez faptul că ieri, în cadrul ședinței Comisiei Judice, l-am convocat pe domnul Chindru să ne explice de ce se întâmplă acest lucru și am cerut o situație la zi la proiectul de investiții centralizat. Să ne aducă un tabel sau o situație scrisă, ori electronic, ori pe hârtie, cu starea acestor proiecte. Multe de altfel pe care noi le-am aprobat la începutul anului prin bugetul de investiții. Și duminică ne-a fost surpriza când am aflat că nu există o situație centralizată a realizării proiectelor de investiții, ceea ce noi credem, sau cel puțin eu cred, că asta spune multe despre felul în care se desfășoară lucrurile din punct de vedere managerial în primăria Bacău la această dată. Și aș vrea să vă întreb, domnule primar, tot la statul public, domnilor viceprimari, ce se întâmplă cu investițiile în municipiul Bacău? Pentru că știți care este problema, de fapt, a început lumea să ne întrebe și pe noi opoziția, totuși ce se întâmplă în acea primărie. Și nu este vorba doar de dumneavoastră, de puterea locală în această dată, ci și despre noi toți de aici, despre toți oamenii în această sală. De ce nu se întâmplă lucruri în municipiul Bacău? Și chiar mi-ar plăcea să ne răspundeți. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri locali, sunt o serie de elemente pe care trebuie să le discutăm și mă bucur că ați ridicat aceste probleme. De asemenea, mă bucur de faptul că devenim conștienți de faptul că nu există aici, cu privire la tot ceea ce înseamnă obligații în fața cetățenilor municipiului Bacău, nu există unul face, unul mai bun, unul mai puțin bun, unul mai tare, unul mai slab, unul albastru, unul roșu, unul verde. Deci, în fața locuitorilor municipiului Bacău, suntem toți la fel de responsabili cu privire la tot ceea ce se întâmplă în acest oraș. Și mă bucur că ați punctat foarte bine acest lucru. Pe de altă parte, reiterez următorul aspect. Am preluat împreună cu domnii viceprimari, cărora le mulțumesc pentru colaborarea cu care o am până în acest moment, o primărie, ca să folosesc un limbaj corporat, o primărie care nu avea niciun fel de proiect. Nu avea niciun fel de idee cu privire la ce proiecte urmează să deruleze ca și investiții. Pot să vă spun că încă de anul trecut, și relevante sunt câteva dintre proiectele pe care le-am și prezentat în momentul de față, încă de anul trecut am început aceste proiecte. Unele dintre ele, și pentru a realiza orice obiectiv investițional,
Pentru că vreau să fac următoarea mențiune, pentru a înțelege toată lumea foarte clar. Un oraș nu funcționează doar din banii alocați pe investiții. Un oraș funcționează și pe baza altor capitole investiționale, alte capitole financiare, care asigură dezvoltarea acestui oraș. Dacă este să privim pe ansamblu execuția bugetară a unui oraș, nu ne referim doar la capitolul investiții. Dar vreau să vă spun că anul acesta este un an care este dedicat proiectării. Indiferent că discutăm de rezerva de apă, indiferent că discutăm de stadionul municipal aflat în proiectare, că discutăm de insula de Agrementa, care, apropo, finalizare a proiectării se apropie de final, acum mai sunt 20 de zile, din ceea ce știu. Indiferent că discutăm de proiectul Spitalului Municipal și indiferent că discutăm de iluminatul public sau rezervă de apă sau toate obiectivele investiționale, cele trei creșe și grădinițe, toate acestea trebuie proiectate. Pentru a proiecta în conformitate cu dispozițiile legale, orice proiect are nevoie de o perioadă de maturitate. Pentru a intra în execuție, el trebuie să fie proiectat, trebuie să-și primească avizele și apoi să intre în execuție. Nu poți să te apuci să faci străzi fără a avea proiectarea. Asta este pe de-o parte. În schimb, o spun cu toată sinceritatea, capitolul bugetar, care are niște deficiențe catastrofale, este capitolul bugetar străzi. Un capitol care are bugetare de 12,7 milioane de lei, o execuție, o asumare bugetară undeva la 900.000 de lei. Deci ceea ce s-a întâmplat la capitolul execuții bugetare pe tot ceea ce înseamnă drumuri, este un dezastru pe care anul viitor vi-l promit că nu se va mai repeta. A fost și greșeala mea faptul că am avut în continuare încredere în reprezentanții municipalității cu privire la acest domeniu. Dumneavoastră ați dat prin votul pe care l-ați făcut girul pentru propunerea pe care am făcut eu pentru ca aceste străzi să intre în capitolul de modernizare și refacere. Dar, din păcate, execuția bugetară a acestor străzi lasă de dorit. Și nu judec cu dublă măsură spunându-vă sau trecând cu vederea faptul că și aceste străzi trebuie proiectate inițial pentru ca apoi să intre în execuție. Dar nu sunt deloc mulțumit nici ce s-a întâmplat cu proiectarea în acest an la capitolul străzi. Și aici mă refer la străzile care trebuie modernizate. Deci cele 60 de străzi care în momentul de față se află cu pământ. Nu sunt deloc mulțumit. Indiferent că au fost tot felul de discuții obiective. Compania de apă n-a fost capabilă să ne spună foarte clar ce aparține, ce nu-i aparține. Că proiectatul nu știu ce a făcut. Că suntem puțini oameni la drum. Astea sunt chestiuni care nu vă interesează nici pe dumneavoastră și nu interesează, cu atât mai puțin interesează pe locuitorii municipiului Bacău. Dar prin propunerile cu care am să vin inclusiv în această lună, noiembrie, în fața dumneavoastră, la capitolul drumului, o să vedeți că eu sunt convins că împreună vom găsi această cale. Calea, ca anul viitor să nu se mai întâmple acest lucru. Făcând o concluzie, domnule consilier local Tingheș, vă pot spune în felul următor. Anul acesta este anul proiectărilor. Sunt foarte multe proiecte care, în momentul în care se află pe planșa arhitecților sau a proiectanților, ele nu figurează ca și execuție bugetară. Și astea toate se află. Anul viitor, anul 2018, nu o spun cu foarte mare bucurie, dar asta se va întâmpla, orașul va fi un mare șantier. Indiferent că discutăm de stadion, sau discutăm de insulă, sau discutăm de multe alte obiective investiționale. Dar acest lucru trebuie să se întâmple. Ca să vă dau un alt exemplu, în momentul de față s-a început proiectarea pe ceea ce înseamnă piața centrală, modulele pieței centrale. Module pe care o avem, la avem trecute pe exercițiu bugetar și care trebuie să le conformăm cu noile realități de la insulă. Se află în proiectare. Și multe alte asemenea obiective investiționale se află în această etapă de proiectare. Pe de altă parte, domnule consilier local, am luat în calcul ideea pe care ați transmis-o dumneavoastră cu jumătate de an, să zic.
privire la realizarea unui program IT, o componentă IT în care să putem urmări foarte clar cetățenii municipiului Bacău, nu decidenții politici sau administrativi, să poată urmări concret ce înseamnă execuția bugetară, ce înseamnă obiectivele investiționale, câte s-au alocat cu absolut. Vă spun că în momentul de față lucrăm la acest lucru. Poate fac un pic prea mult, sau poate încerc să prezint o chestiune mult prea mare, dar o să vedeți cât de curând. Pentru că mie mi se pare foarte corect. Exact cum am venit în fața cetățenilor și în fața dumneavoastră și am afișat absolut toate plățile, încă din prima lună în care a devenit primar, absolut toate plățile municipiului Bacău, către cine se duc. La fel trebuie să se întâmple și cu execuția bugetară pentru a avea o imagine foarte concretă din partea cetățenilor municipiului Bacău. Și o să vedeți cât de curând și acest program. Mulțumesc. Chiar mă bucur că ați ajuns la această concluzie și asta, cred că v-ar putea și pentru dumneavoastră și cumva și aparatul ar fi mult mai presat pe opinia publică să rezolve niște investiții sau să ducă mai departe. Și eventual de la lună la lună să intre cetățeanul pe site și să vadă că strada Florilor astăzi s-a scos la licitație, luna viitoare s-a atribuit licitația și așa mai departe. Deci e foarte important pentru că cetățenii din întreabă pe bună dreptate, dar mai ales pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră și am văzut că v-ați și asumat niște probleme și greșeli deja, că nu se întâmplă lucruri în oraș. Și trebuie să explicăm de ce nu se întâmplă, să fim transparenți în chestiunea asta, pentru că la ședința anterioară, dumneavoastră, vă plângează legislația scufoasă. Haideți să vorbim și în parlamentare de Bacău, pentru că aveți majoritate în Parlament, mă rog, partidul dumneavoastră, și poate puteți schimba ceva pe acolo, zic eu. Bun. Aici e o remarcă pe care a spuntat-o foarte bine. Eu pot să vă spun în felul următor ce am zis și la ședința anterioară. Aș dori ca și Uniunea Europeană să înțeleagă totuși faptul că sunt niște realități obiective pe care le trăiește România și ne trebuie totuși o elasticitate mult mai mare în tot ceea ce înseamnă legislația investițională. Nu trebuie să se plece automat pe ideea în care ajungem la concluzia că noi plecăm din start cu ideea că poate să fură sau poate nu. Un alt element pe care, într-un fel sau altul, l-a spuntat dumneavoastră acum și care mă simt dator să vi-l prezint, în acest oraș lucrurile nu se întâmplă ceva. În acest oraș se proiectează. Și trebuie făcut totul așa cum trebuie. Și sunt și eu condamnat, și dumneavoastră, să fiu primar, viceprimar și consilierii locali ai unui oraș care face ceea ce trebuie făcut. Nu facem ce e ceva simplu și ceva care scoate ochii. Și este în ochi și este clipicios. Da, domnul, dar trebuie să le facem. Trebuie deja 2 ani și nu se vede nimic. Asta e problema. Dumneavoastră nu vedeți nimic. Ați venit cu promisiuni uriașe și cetățenii nu văd nimic și oamenii pleacă din acest oraș, mai ales tineri. Asta este opinia dumneavoastră, domnul consilier. Vă pot contrazice pe statistici. Dar vreau să vă mai pun un singur element în fața dumneavoastră. Apropo de insula de agrement cu care ne apropiem de proiectul de finalizare. Și vă spun cu toată sinceritatea că ne apropiem de finalizarea acestui proiect, dar temerea pe care o am, pentru că sunt convins că anul viitor va fi finalizat întreaga insulă de Agrement, dar temerea pe care o am este că noi finalizăm acest proiect, dar lacul din jur este în continuare nedecolmatat. Și mă scuzați aici, aveți dumneavoastră PSD-ul în guvernare, dar trebuie să dacă îmi permiteți, sincer, domnul consilier, mă înțeleg că e la mă interes, dar nu v-am întrebat. Mă scuzați. Vă mulțumesc. Tocmai de aceea vă pot spune că am să rog pe domnul viceprimar Dragoș Daniel Ștefan din partea ALDE să înceapă toate demersurile necesare și legale pe lângă Ministerul Mediului și pe lângă Apele Române, care este societatea care, sau care este entitatea juridică care se ocupă și care are în sarcină realizarea acestei deformatări, pentru a se, având un proiect la care este dedicat, să se ocupe în mod direct de toată această componentă și sunt convins că prin eforturile pe care le va depune pe lângă Ministrul ALDE, Ministrul Mediului, și toate eforturile pe care le vom depune municipalitatea, susținându-și pe dumnealui și toate proiectele pe care le are, vom ajunge la soluționarea inclusiv acestei probleme. Domnule președinte, deședință, vreau și eu să intervenim în această discuție. Spuneți și asistență, dacă îmi trebuie. Foarte presus, foarte presus. S-a scris domnul viceprimar, scrie puțin înaintea dumneavoastră. Domnul viceprimar, foarte presus, ca să mă scuzați.
Deci și asistența plătei începe să fie plictisită. Domnule primar, vrem soluții pentru a nu rămâne întremeniți în proiectare. Grupul consilierilor locali liberali vă propune un singur lucru. Foarte simplu. La fiecare ședință ordinară de Consiliul Local, vă rog ca domnul administrator public să prezinte un raport cu privire la starea efectuării obiectivelor investiționale cele mai importante pentru municipiul Bacău, pentru ca fiecare grup de consilieri locali, cu sprijinul specialiștilor de informațiune politice respective sau cu sprijinul politicilor independent, să venim cu soluții și să vă ajutăm. Primar, că aveți nevoie de asta. Dacă vom discuta încă 3 ani de zile de acum încolo sau 2 ani jumate cât au mai rămas, vom avea numai discuții și vor rămâne încremeniți în proiecte. Haideți să ducem la bun sfârșit aceste proiecte, să le punem în act, să vedem ce soluții găsim cu guvernul, cu factorii decizionali locali și cu concursul fiecăruia dintre noi, pentru a nu mai exista aceste discuții de fiecare dată când venim să vă aprobăm contul de execuție bugetar sau de fiecare dată când trebuie să discutăm pe marginea acestor subiecte. Să nu le ducem în derizor, pentru că ne privește pe aceste chestiuni, privesc toți cetățenii municipiului Bacău. Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului viceprimar, e obligatoriu să vă prezint și punctul meu de vedere față de întrebarea dumneavoastră. Domnule consilier local, țin să vă anunț faptul că un consilier local nu trebuie să lucreze doar la ședința ordinară sau extraordinară a Consiliului Local în momentul în care e presa de față. Aveți posibilitatea ca să veniți în primăria municipiului Bacău în fiecare zi să ne întrebați... Solicitat ieri și nu ni s-a dat. Asta este problema dumneavoastră în calitate de prim cetățean, de primar, să puneți la punct aparatul tehnic de specialitate să ne prezinte. Noi dacă îți solicităm aceste lucruri, să-i pun la dispoziție, da? Iar era o propunere spre dialog în ședință ordinară pentru a da timp aparatului tehnic de specialitate să pregătească aceste chestiuni. Dacă iar o duceți în chestiuni politicianiste, cred că am să vin fiecare zi cu la dumneavoastră. Domnul consilier local. Sincer, am să fac timp și am să vină fiecare zi la dumneavoastră să verific stadiul. Haideți să vă spun ceva. Aici nu este mai deștept ăla care vorbește mai tare sau mai mult. Aici este deștept ăla care vorbește ceea ce trebuie. Eu pot să vă spun... Nu prea am auzit ceea ce trebuie, sincer. Dacă n-ați auzit, înseamnă că nu l-am fost. Haideți să vă spun ceva. Nu v-am întrerupt. Încercați să vă fac o propunere. Și vă invit efectiv în fiecare zi, așa. N-ați făcut-o în fiecare zi, dar ori de câte ori este necesar, vă aștept la sediul primăriei, discutăm împreună. Eu aproape în fiecare zi am o discuție cu toți factorii decidenți pe componenta de investiții. Vă invit la aceste ședințe să participați cu tot dragul. Nu numai de dumneavoastră, pe fiecare dintre dumneavoastră. De asemenea, în calitate de consilier local, vă puteți extrage acele concluzii cu privire la statul investițional pe care să le prezentați cetățenii. Al doilea element, v-ați zis, va fi prezentat acel stadiu al execuției bugetare pe fiecare, într-un program informatic, vizibil tuturor, în care se vadă fiecare obiectiv investițional, unde se află, ce se lucrează. Concret, vă dau un exemplu concret. La strada aeroportului, în momentul de față, procedurile legale privind exproprierile se întind pe cel puțin 3 luni de zile. Proiectarea efectivă este finalizată de mult. Dar trebuie să trecem prin acele proceduri de expropiere. De aceea este foarte important ca dumneavoastră să le cunoașteți pe toate. Participând la eventuale ședințe, întâlniri de lucru. Se fac. Sunt. Dar pe de altă parte, cred că e foarte important să le avem prezentate și public pe site. Așa că, domnul consilier local, vă invit pe dumneavoastră, membrii Consiliului, fiecare dintre dumneavoastră, să participați la aceste discuții și la aceste decizii. Cred că e cea mai bună modalitate de transparență. Vă aștept pe fiecare zi. Vă mulțumesc. De asemenea, și cu sfaturile dumneavoastră competente. Vă mulțumesc mult. Dau cuvântul domnului Max Cripăț. Da, eu, domnul consilier, vreau să vă aianim puțin durerea și disperarea vis-a-vis de investiții de proiecte și să vă anunț că, deși legislația e foarte scufoasă și necesită mult timp, etape, avizare, proiectare, studiu de fezabilitate, cu toate acestea, săptămâna trecută am semnat avizul de începere a lucrărilor de modernizare a străzii mușcatelor din cartierul Izvoare.
Domnul Vice, explicați un pic cam cât a durat. E foarte important. Ca să înțeleagă toată lumea, atât domnii și doamnele consilieri locali, cât și cetățenii municipiului Bacu. Cam ce a însemnat acest proiect? A fost prima stradă și de un an de zile lucrăm și zic eu că am scurtat timpii deoarece suma pentru modernizarea străzii ne-a permis sau nu ne-a dus la o licitație publică, care va putea să mai însemne un an. Cam dat așa la noi legea achizițiilor publice. De asemenea, în această săptămână, pe caz sau mâine semnăm, dăm ordinul de începere a lucrărilor pe strada Florilor, din cartea Evo Vizițala, iar în următoare etapă, foarte aproape, săptămâna viitoare, maxim două săptămâni, încă trei străzi. Poet Pirlova, în cartierul CVR, Corpului, în cartierul Gherăiești, și probabil Siretului din cartierul Șerbănești. Suntem aproape cu avizările și la sensul generatorului de la Șerbănești, știți cât e de util și cât a ținut la această lucrare, dar de asemenea avem niște probleme tehnice care ne-a determinat să le pliem cumva, să nu intrăm în proprietăți private, să facem un studiu de trafic, să avem avizul poliției. Deci nici într-un caz nu se stă cum doriți dumneavoastră să o tranșați politic și să vă îndreptați spre spațiul public, spre locuitorii municipiului Bacău. Și eu vă asigur că toate proiectele vor fi finalizate cu oarecare întârziere care nu depinde de administrație, depinde doar și numai de legislație. Și vă asigur că încercările dumneavoastră de a deturna sau a influența altă populația Bacăului va fi un eșec. Dar și eu sunt de acord cu domnul primar și vă invităm și pe dumneavoastră să vedeți ce înseamnă un aviz. Poate puneți umărul cei care aveți calitate de juriști să ne ajutați să sensibilizați pe cei care dau avize. Vă spun numai la Rob Telecom, străzi care nu au nicio legătură cu telefonia, trebuie să stai o lună ca să obții un aviz. Că așa e procedura la noi. Centrala, sau eu știu, reprezentanța zonală la Iași și trebuie să stai, să aștepți, să aștepți. Nu mai spun, la modernizarea străzilor noi a apărut ca noutate aviz de la Autoritatea Rutieră Română. Până acum nu era și acolo, presupun. Fel de fel de studii, fel de fel de documente, fel de fel de intervenții și mulți timp morți. Acei timp necesar pentru potențiale contestații. Deci ăsta e motivul care mi-a dus într-o zonă, dar nu e chiar disperare și vă asigur că ne vom cadra chiar și în termene sau în termene. Lucrările se vor efectua și vom începe mult mai multe străzi decât vă închipuiți în următoarea perioadă. Deci am înțeles, legislația este foasă, aveți bani și nu puteți să-i cheltuiți. Dacă puteți să înțelegeți, puteți spune chiar și așa. Deci aveți bani și nu puteți să-i cheltuiți, am înțeles. Și vă asigur că vom da tot concursul necesar, inclusiv cu avizele, dar în telefon, ca te face de mers și să le obținem mai repede. Vă mulțumesc. N-am auzit până... Vă mulțumesc și am auzit. Serios, ca să mă ocup personal. Să devină și realitate. Nu poți să vedeți cum au obligare și extraordinară, cum să aveți foarte, foarte, foarte activ. Să spuneți care sunt. Da. Foarte, deci, foarte activ în ședințe și doar atât. Ok. Și deci, poate și cuvântul. Dar și nu. Uitați, aveți adresa mea de e-mail, domnul viceprimar. Vă rog să-mi transmiteți și dacă pot să vă ajut, nicio problemă. Vă duc cu mare drag, vă aștept. În firmă privată nu poți fi acuzat că mă duc pe numele municipalității, de exemplu, să obțin niște adresă, nu? Vă aștept alături de mine și vă mulțumesc. Rămâne, la ședința ordinară data viitoare, o să vedeți că să aveți aceste adrese, numai să spuneți care dintre ele. Sincer. Eu acum am rămas cu următoare chestiune. 12% a fost în stare să cheltuiți din banii municipalității, dar la credit, BERN vă aruncați imediat, ca să ne andamați viitor. Imediat la BERN vă duceți în inventatul de la calitatea, dar banii noștri stau acolo și se reportează de la... Iar amestecat borcanele, domnul avocat. Investițiile cu cheltuielile. Domnul consilier, haideți să ne respectăm, vă rog frumos, dar și mai intervenim unul peste celălalt. Da, nu stăm la un punct, iarăși o oră, și apoi vreți să treacă ședința foarte repede. Domnul președinte, apreciți atenția și domnului primar. Eu vă fac un altceva. Eu vă fac un altceva. Limitați cuvântul. Dați-mi timp. Domnul primar, vorbiți cu o oră și noi vorbim și noi. Domnul consilier, vrem și noi măcar în ședința asta extraordinară. Domnul consilier, vă pot avertiza. Și apoi vă pot sancționa, da, conform. Legi, vă rog frumos, haideți să ne respectați. Da, aplicați reglamentul. Păi da, dacă nu avem nicio problemă. Da, deci domnul primar,
Da? Am spus să nu mai intervenim unul peste celălalt. Da? 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 Dumneavoastră... Timp limită, da? Nu să vorbești fără microfon. Dar distanță, domnule. Atunci asta are o profil și respect. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Domnule, domnul director. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 22 de voturi, cred că putea fost aprobat, mulțumesc. Supun discuție punctul 2 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Nicola să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, că tot se făcea vorbire într-o chestie politică despre investiții și alte asemenea chestiuni. Chiar apreciez discuțiile tehnice, dar încep să mă lase din ce în ce mai reci discuțiile politicianiste ieftine. Vin cu această propunere în fața dumneavoastră de prioritizarea unor serii de obiective investiționale, mutând între capitole bugetare, banii între capitole bugetare, și pot să vă spun că încerc prioritizarea prin intermediul votului dumneavoastră a unor serii de obiective investiționale de neapărată necesitate și urgent. Respectiv, vă solicit votul dumneavoastră pentru a trece în revistă, sunt convins că dumneavoastră ați citit documentația care se află la mapă. Mă refer aici cu preponderență la obiectivul investițional impermeabilizarea bazinului de permeat și ape pluviale în cazul depozitului conform de deșeuri Bacău, instalații de captare biogaz, la capitolul combustibil energie pentru furnizarea de gaze naturale pe durata iernii către populație și, de asemenea, prioritizarea unor serii de obiective investiționale care intră rapid în realizarea respectiv calea florilor și calea moinești. De asemenea, sunt o altă de o serie de dispoziții și de obiective investiționale pe care le prioritizăm. Pentru orice fel de întrebare vă poate sta la dispoziție domnul administrator public al municipiului Bacău, domnul Romeo Primuș. Invit pe domnul Fatal să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Chindruș, aviz favorabil. Doamna Benedică. Doamna Beacă. Domnul Iulian, domnul Gerasim, favorabil. Domnul Stan, favorabil. Domnul Nicăuș, favorabil. Discuția asupra proiectului, vă rog, domnul consilier. Mulțumesc foarte scurt de mine, la executiv cu rugămintea să scoată în evidență expunerea de motive a acestor rectificări și obiectivele de la care se taie bani. Nu numai în discuția de bugetul, ca să nu mai fim nevoiți să chemăm oameni la comisii. Mai ales că e dreptul cetățenilor să știe de unde se taie bani atunci când se ridică bugetul. Mulțumesc! Vă rog pe domnul Pantar să spun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținere, domnul consilier Pechet. 21 din voturi, proiectul a fost aprobat. Supun discuției punctul 3 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Nicula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre prin care solicit prin votul dumneavoastră mandatarea puterniciților municipiului Bacău în adunarea generală a acționarilor la Societatea Termoenergii Grupe SA Bacău pentru propunerea membrilor în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție. Așa cum v-am prezentat și în alte ședințe anterioare, în cadrul Termoenergii au început acele proceduri de selecție ale membrilor Consiliului de Administrație cu respectarea dispozițiilor legii 109, modificările sale, privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor de stat. În momentul de față, parte din aceste proceduri s-au finalizat. Domnul administrator public vă poate da o serie de detalii, dar de asemenea și domnul director Palate, încă director în funcție al societății Termoenergy, și candidat de asemenea la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Termoenergy. Practic, prin intermediul votului dumneavoastră, se vor împuternici reprezentanții municipalității pentru a duce la îndeplinire dispozițiile legale cu privire la desemnarea
prin proceduri legale stabilite prin legea 109, a reprezentanților un nou Consiliu de Administrație care îmi doresc să fie cât mai eficient și cât mai exact demersurile pe care le va face ulterior. Pentru orice altă lămurire, vă stă la dispoziție domnul administrator public, dar de asemenea vă pot sta la dispoziție și eu. Mulțumesc! Invit pe domnul Fantasie, președinte al Consiliului de Calitate, exista prezidenția. Domnul Cindruș, aviz favorabil. Domnul Dumbrava, favorabil. Domnul Bulimar, favorabil. Doamna Dreacă, favorabil. Domnul Trăianu, aviz favorabil. Domnul Gherasim, favorabil. Domnul Stan, aviz favorabil. Domnul Miclăuș, favorabil. Discuția asupra proiectului. Vă rog, domnul Ghingeș. Mulțumesc, acum iau cuvântul și în calitate de deputat la Consiliul Local și aș vrea să știu dacă au fost invitați acești oameni care sunt propuși pentru noul Consiliu de Administrație al PMI. Dacă au fost invitați la ședința de astăzi, pentru că sunt o serie de probleme la care, cel puțin mie, n-am plăcut sau nici răspunsuri. Legate de dezvoltare sau parcursul societății. Pentru că sunt niște oameni care vor conduce această societate și cred că, dacă mai aveam niște întrebări, mă rugăm sau cum ești, nu e cetățeanul, cred că trebuiau să aibă niște răspunsuri astăzi. Invitat domnul Pavel. Ca și președinte al Comisiei de Selecție, membrii Consiliului de Administrație sunt recomandați pentru a face parte din Consiliul de Administrație. Procesul de selecție nu este încheiat. Ei nu puteau fi invitați aici. După validarea lor în ședință de Consiliu Local, ACA îi numește. După aceea îi discutați după aceea. Asta e punctul meu de vedere, ca și membru, ca și președinte al Comisiei. Da, da, știu. Am înțeles, dar noi astăzi, practic, putem micim ACA, deci oamenii care vreți în municipiu un ACA, să valideze aceste numiri. N-ar trebui consilierii locali să știe cum arată acești oameni. Ce spuneți? Stați puțin, stați puțin. Și mai mult de atât, că sunt în proiect acolo câteva date, dar mai mult de atât să știm care este viziunea lor cu privire la parcursul societății fermoiene. Ce sunt întrebare? Îmi cer scuze. Aceste persoane au fost candidați pe niște funcții. Interviuri și toată procedura de selecție se face potrivit legii în fața unei comisii. Mai mult decât atât, cum a spus și domnul Rodinăr Chiebruș, încă nu s-a finalizat procedura de denumire și de semnare a viitoarelor contracte de merge. Vă mulțumesc. Dacă ați citit proiectul de hotărâre și cred că l-ați citit, au fost două etape. O etapă de interviu în care ei și-au spus, au răspuns la niște întrebări în legătură cu managementul și a doua etapă la fel. Au fost un calup de întrebări care nu se spune întrebări că ei au fost selectați datorită acestor răspuns. Am înțeles. Deci eu nu vorbeați de procedura legală, ci de această modalitate. Ne-ar fi plăcut nouă consilierilor să punem niște întrebări acestor oameni, să vedem cam care este viziunea lor cu privire la dezvoltarea termoinii. Și dacă nu se poate, o să adresez public aceste întrebări și fiecărui om în parte o să încep să le mai înțeles. Mulțumesc. Dacă îmi permite, cum ați zis. Deci, vreau să fac niște mențiuni foarte clare ca să exprim și din punct de vedere politic, pentru a nu se înțelege cu totul altceva. Procedura de selecție se face în baza ordonanței 109 pe niște criterii de către niște comisii și de către o firmă de hetan. Nu o face nici Consiliul Local, nu o face nici primarul, nu o face nimeni. În momentul în care se va finaliza această procedură, din care și dumneavoastră, domnul consilier local, Dumnezeu, veți face parte, că sunteți, aveți aceste atribuții legale. Vă promit că chemăm pe acești reprezentanți în Consiliul de Administrație, în fața Consiliului Local, pentru a răspunde la absolut toate întrebările. Pentru că dumneavoastră și-au asumat, prin depunerea dosarelor și prin participarea la interviu, o serie de calități. Și-au asumat că în momentul în care se va finaliza, probabil vor rămâne cei mai buni dintre cei mai buni. Dumneavoastră vor trebui să răspundă în fața Consiliului Local, în acel moment, contractual, la absolut toate întrebările pe care le aveți. Dar nu că vor răspunde doar la întrebări. Vor răspunde cu privire la ceea ce se întâmplă cu termoenergie. Absolut toate chestiuni. Bun. Mulțumesc. Rog pe domnul Sandra să spun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă?
abțineri, cu abținerea domnului consilier Ghingheș, cu 20 de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. 21. A fost adoptat și domnule. 21 de voturi a fost adoptat. Supun discuției punctul 4 la ordine de zi și le invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre facem o modificare a HR 305 din 2017, prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău, Consiliul de Administrație a Unităților de Învățământ Preșcolar din Municipiul Bacău. Documentația ați avut-o la mapă. Aceste modificări se vin ca urmare a modificărilor calităților de consilier local survenite în plenul Consiliului. Invit pe domnul Fantată să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Doamna Vizitivu. Desfavorabil. Doamna Breanu. Favorabil. Domnul Preianu. Desfavorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Iclăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Vă rog, domnul Buzu. Avem o propunere legată de situația domnului colegul nostru, domnul Cătălin Crețău, urmează să înceapă activitate de didactică la Colegiul Național de Arte Drăgea Apostol. În acest caz, nu poate fi și reprezentantul Consiliului Local și să ia pe acest tip de lucru și vă propunem o schimbare în care zânsul să meargă la colegiul Mihai Eminescu și doamna Lază Păina să vină ca reprezentant al Consiliului la Colegiul Național de Arte Drăgea Apostol. Dacă îmi permiteți, această situație de profesor al domnului Crețu, de noua activitate didactică a domnului Crețu, de interacțiune cu municipalitatea, a o calitate de angajat, cum nu mai de mult. Am notificat conducerea liceului de artă ca să-l indrume pe domnul consilier local, ca nu cumva să voteze ceva cu privire la alocări financiare sau alte asemenea chestiuni. Să nu-l bată la cap pe domnul consilier, care are acolo calitate de profesor, să apuce să voteze sau să inițieze ceva aici. Era foarte bine dacă îi făcea aceste denunțuri domnul consilier local, cursul la comisie. De la comisie. Acum... Nu este niciun fel de problemă. La ședința extraordinară de joi, o să venim cu această propunere în fața dumneavoastră, alături de propunerea domnului cu proiectul pentru George Bacu. Supun discuției punctul 5 al ordinii de zi și ne vine pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri locali. Prin prezentul de proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră solicitându-vă votul cu vot, cred eu, de normalitate favorabil, privind finanțarea proiectului profesor în secolul 21 propus de satul Costești din Republica Moldova în baza acordului de cooperare aprobat prin hotărârea Consiliului Local 174 din 2016. Inițiatorii proiectului care vă este prezentat în momentul de față se află în sală. Am să rog pe doamna primar să vă prezinte proiectul care vi l-am prezentat spre aprobare. Mulțumim, doamna. Da, mulțumesc pe domnule primar. Onorabil prezidiu, stimați consilieri, dragi bogăoani, deci mulțumim foarte mult, în primul rând, de Guvernul României pentru modificarea de legislație care a permis încheierea acordului de colaborare între localitățile noastre, care, de fapt, permite și permite acumulare de proiecte în fața dumneavoastră pentru dezvoltarea localităților noastre. Acest parteneriat pentru satul Costești este foarte important,
și vă mulțumim pentru toate eforturile depuse pentru dezvoltarea acestor proiecte foarte importante în urma încheierii acordului de colaborare între noi. Deci, astă vară au beneficiat 20 copii la o tabără de creație, care la fel a fost aprobată de dumneavoastră și vă mulțumim în numele copiilor și părinților și educatorilor și profesorilor care au facilitat, deci, proiectarea l-ați facilitat dumneavoastră să se întâmple astă vară. Acum sunt aici un grup de profesori care, deci, în baza proiectului pe care l-am depus aici, prevede formarea a 15 profesori în domeniul dezvoltării abilităților digitale și pregătirea lor pentru a putea utiliza softuri educaționale la clasă, pentru că, de fapt, acest lucru este mai nou în clasele noastre și vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a introduce în ordinea de zi acest proiect și vă rugăm foarte mult să o susțineți pentru că este foarte important. Grupul de profesori care i-am lăsat la Casa Corpului Didactic m-au rugat foarte mult ca să vin în fața dumneavoastră și să rugăm aprobarea dumneavoastră prin vot acestui proiect care este foarte important. Și, cu siguranță, vă așteptăm la Mâna Costești, pe dumneavoastră, consilieri, pentru că avem nevoie să ne întâlnim, pentru că aceste ping-pong-uri pe care le văd politici aici sunt și la noi. Și cred că întâlnirea dintre consilieri și dintre grupurile politice de aici și de acolo va face poate că mai multă pace, pentru că această armonizare politică este foarte importantă și la noi, pentru că, de fapt, este în numele localităților noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce faceți pentru noi și mult succes în dezvoltarea municipiului, pentru că știm și dumneavoastră aveți foarte multe probleme, dar mulțumim pentru susținerea proiectului noastră. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult, doamna primar! Mulțumim pentru implicarea în acest parteneriat pe care îl dezvoltăm în mod foarte serios și foarte sincer cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc și domnului profesor Boambă, domnul profesor director al Colegiului Național Vasile Sandrin, de asemenea domnul general Lazar, domnul inspector general Lazar, pentru implicarea în acest proiect. Și pot să vă spun, doamna primar, că venim cu tot dragul, cu tot penul Consiliului Local și cu votul Consiliului Local și primarul municipiului primar. Și vă spun cu toată sinceritatea că oricât avem noi disensiuni de natură politică, slavă Domnului că între noi nu s-au află membrii ai partidului din care face parte președintele Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Vigin? Da. Salut și eu prezența doamnei primară în rândurile noastre. Vreau să vă reamintesc că la sfârșitul lunii august, când s-a sărbătorit Ziua Limbii Române în Republica Moldova, am avut o invitație care v-am adresat-o și dumneavoastră, tuturor consilierilor, și era loc chiar pentru toți, ținut cont din ospitalitatea cetățenilor din satul Costești, dar a fost o delegație suficientă, deci și reprezentanții PNL-ului și a PSD-ului, încât să nu mai politizăm evenimentele. Vă asigur că banii sunt foarte, eu știu, important pentru această comunitate, relativ mică, dar foarte puternică, de viitor, acolo din toată Republica Moldova, acolo sunt românii adevărați, motiv pentru care chiar aș dori, sunt convins că vom aprova acest proiect, să pregătim un alt proiect care s-ar numi editarea unei monografii a satului Costești, mai exact ediția a doua, și la care să ne gândim să-l finanțăm. Deci sumele nu sunt mari, dar pentru dânsii, pentru apropiere cu această localitate, este foarte importantă. Vă mulțumesc și spun un bun venit delegației de profesori din Republica Moldova, în municipiul vostru. Mulțumesc! Există pe domnul Fantastă să prezintea pentru delegalitate? Există aviz de legalitate. Doamna Nerica? Domnul Vizitivu? Doamna Breacna? Domnul Stan? Domnul Micăuș? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Vă rog, domnul Vârzul? Vreau să mulțumesc că colegii domnului din Consiliul Local, care cu siguranță vor sprijini acest proiect și vreau să mulțumesc că și executivului a pus pe ordinea de zi acest proiect. Puteți să spuneți primarul, nu? Puteți să spuneți primarul și viceprimarul. Da. Sunteți tot executivul.
știu că aveți într-adevăr această inițiativă, sunteți dumneavoastră, dar mulțumesc că... Mulțumesc că existați. Vă mulțumesc pentru că aduce un factor care acest proiect de hotărâre nu are o culoare politică, nici pe noi, nici pe PSD. Suntem români cu toți, este un proiect românesc și vă felicit pentru că ați spus acest proiect de ordinea de zi. Și sperăm ca să continuăm acest gen de proiect, pentru că am dezvoltat acest gen de proiect, având în vedere că de legislația românească permite finanțarea chiar o mulțime de investiții în infrastructura fraților noastre din Moldova. Aș vrea și eu să puntez o problemă tehnică. E trecut un proiect finalizare pe 30 noiembrie. Se solicită, având în vedere că în acest proiect sunt prins și profesori din Bacu, care și formarea se termină în decembrie. Și apoi să trece 30 decembrie, termenul de finalizare, începând de astăzi. Amendament? Amendament? Da, am existat pe 30 noiembrie să mă țicăm 30 decembrie. Domnul Bulta, vă spune. Dar dacă v-ați dat, am vrut să-l întrerup pe colegul meu. Atât de frumos a vorbit, m-a omis ca la suflet. Și chiar am uitat și chestiunile procedurale. Vă rog un alt colegi, dar nu vrea să formeze acest amendament. Deci nu avem amendament. Trecem la procedura de vot. Nu, stați, vă zic. Am luat aminte. Domnul consilier local, am înțeles, nu se poate să propun un amendament. Ați ridicat o problemă. Depinde realizarea proiectului de problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră? Da, deci, în proiect, dacă ați studiat, sunt prins și profesorii din, cu parte din profesorii de 450 persoane și nu se termină 30 noiembrie. Pentru cei din Moldova se termină și pentru cei din Bacău trebuie de asta 30 decembrie. Având în vedere că opoziția nu mai vrea să mai formuleze niciun amendament. Am rugămintea către dumneavoastră, majoritatea în funcție, să formulăm acest amendament. Vă rog, domnul viceprimar, domnul Schimba, vreau să introduc amendamentul vis-a-vis de discuțiile separate. Derularea proiectului se va face în perioada 31 octombrie, 31 octombrie 2017. Am zis bine, da? Mulțumesc. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Împotrivă? Abține? Cu 21 de voturi pentru, domnul Grunzi nu a participat la vot. Amendamentul a trecut. Acum supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține cu 21 de voturi pentru. Domnul Vârzu nu a participat la vot. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Invit pe doamna consilier Dințu să prezinte procesul verbal încheiat în acest sens de către Comisia de Votare. Avem prezentat din vot proiectul numărul 4, cel care prevede modificarea puterii de Consiliu Local numărul 315/2017. Articolul 1, alineatele 1-5, a fost aprobat cu 22 de voturi pentru, 0 contra, 0 nule. Articolele 2, 3, 4 și 5 ale prezentului proiect de hotărâre au fost aprobate de asemenea cu 22 de voturi pentru, 0 contra, 0 nule. Supun discuției punctul 6 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre, prin consilierii de modificări, hotărârea 214 din 2014, prin care s-a reglementat accesul pe domeniul public privat al municipiului Bacău, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora. Sunt o serie de modificări de natură legală pe care le facem, de asemenea, o serie de modificări de tarife care venim în fața dumneavoastră spre aprobare. Vă mulțumesc! Invit pe domnul Fantas să prezinte avizul de legalitate. Aviz favorabil. Domnul Mateuță? Favorabil. Doamna Bolocan? Favorabil.
Doamna Breagnă. Favorabil. Domnul Brăian. Favorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Miclăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Rog pe domnul Pantast, spună proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținere din partea domnului Consiliu Vineș. 21 de voturi, proiectul a fost aprobat. Supun discuție punctul 7 al ordinii de zi și le invit pe domnul primar Cosmin Nicula să prezinte expunerea de motive. Vă mulțumesc, doamnă și domnilor consilieri locali. Prin prezentul proiect de hotărâre se stabilește în urma unui vot favorabil, sper eu din partea dumneavoastră, se stabilește programul de audiențe și programele de întâlniri ale consilierilor locale în municipiul Bacău cu corporația municipiului Bacău. S-a prezentat în documentația anexată la mapa dumneavoastră de ședință acest proiect de hotărâre, precum și principiile de funcționare ale audiențelor pe care dumneavoastră, sunt convins, urmează să le acordați cetățenilor municipiului Bacău. Invit pe domnul Fantas, președinte al Institutului de Legalitate. Există avizul de legalitate. Doamna Tamba. Favorabil. Doamna Breacă. Favorabil. Domnul Brăiană. Favorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Miclăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Avem evidenția. Vă rog. Vreau să fixez și eu ziua de audiență, ziua a doua. Orele 13:15. Nu le-am primit. Ceea ce știu, nu v-ați exprimat... Am văzut nu că nu era scris în program, ci nu v-ați exprimat punctele de vedere pe care v-ați fost avea în rugămintea ședință. Am spus și la ședință și au fost doamnele către mine în comisie și trebuie pus acum în ședință. E foarte bine, cred că aparatul de specialitate și-a notat și avem și programul doamnei consilier Lazar. Supun la vot proiectul de hotărâre cu precizarea formulată de doamna consilier. Cine este pentru? Împotrivă, abține, 22 de voturi, proiectul a fost aprobat. Supun discuție punctul 8 al ordinii de zi și ne invit pe domnul viceprimar Ștefan Daniel, dacă o să prezinte expunerea de motive. Da, mulțumesc, domnule președinte, ședință. La punctul 8, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Gardit asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău, pe strada Luminii, strada Mihai Viteazu, strada Aviatorul, strada Mihai Eminescu, strada Gării, strada Arlăcași, Calea Mășești, strada Doamnei, strada Zbăriei și strada Nicolae Nicolescu, ați avut material de amator. Invit pe domnul Fantas să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Doamna Bardașu. Doamna Bolucan. Domnul Brăiană. Domnul Gherasim. Domnul Miclăuș. Discuția asupra proiectului. Se trece la procedura de vot secret. Punctul. Supun discuție pentru 9 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragă să prezinte expunerea de motive. Da, la punctul 9 este vorba de completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău, o serie de suprafețe de teren identificate în municipiul Bacău. De asemenea, ați avut material la mapă și vă rog să votați proiectul în forma existentă. Mulțumesc! Invit pe domnul Pantar să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Doamna Bardașu. Doamna Breacnă. Domnul Brăiană. Domnul Gherasim. Domnul Stan. Domnul Miclăuș. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, spunem la tot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține cu 22 de voturi proiectul care a fost aprobat. Supun discuției punctul 10 al ordinii de zi și le invit pe domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragă să prezinte expunerea de motive. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un proiect de hotărâre prin care societatea Revia România decedează suprafața de 161 de metri pătrați pentru construirea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Constantinieni și Spiro Haret. Este vorba de zona de la poliție și zona parcului.
Sensul giratorului va ocupa o suprafață de 3102 metri pătrați, care va fi al municipiului Bacău, din domeniul public al municipiului Bacău, și cei 161 de metri pătrați care provin din proprietatea particulară a Teritoria. Cred că este un lucru bun, un nou sens generator care va fluidiza circulația în zona respectivă. Ați avut materialul la mapă și vă rog să votați proiectul în forma inițială. Vă mulțumesc! Invit pe domnul Fantas să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Doamna Bardaș. Domnul Mateuț. Doamna Breacă. Domnul Priana. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Icăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 22 de voturi, cred că vă treabă la aprobat. Supun discuții punctul 11 al ordinii de zi și de domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragoș să prezinte expunerea de motive. Da, vă mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre care presupune schimbarea destinației imobilului situat în spatele școlii gimnaziale Alexandru Dragoș din Bacău, strada Iuliță Sandu Sturza, numărul 80, pe perioada desfășurării lucrurilor de demolare. Ați avut materialul la mapă. Invit pe domnul Fantas să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Doamna Bardașu. Doamna Breacă. Favorabil. Domnul Priana. Favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Icăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, domnul Fantas. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu 22 de voturi pentru că a fost aprobat. Supun discuției punctul 12 al ordinii de zi și ne vin pe domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragoș să prezinte expunerea de motive. Da, este un proiect similar cu cel precedent, adică propunem schimbarea destinației imobililor situate în curtea Liceul Tehnic Anghel Sarain din Bacău, din strada Vasile Alexandre numărul 18, pe perioada desfășurării lucrurilor de demolare. Ați avut materialul la mapă. Invit pe domnul Pantra să prezinte avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Doamna Dașu. Doamna Breacă. Doamna Turiană. Doamna Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Icăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Rog pe domnul Fantas, nu la vot. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține, cu 22 de voturi pe care a fost aprobat. Avem și rezultatul votului secret de la proiectul cu Hotel Zarbino, am văzut, doamna consilierul. Da, și vă rândam oricând de către toți colegii consilieri să uite foarte bine la buletinele de vot. Rolul nostru, în primul rând, este să votăm corect. Buletinele de vot ne uităm față versul și completăm toate articolele cu decizia noastră de vot. Altfel vom avea buletine nule, doar din eficiență. Nu-i prima oară când rog colegii mei consilieri să facă lucrul ăsta. Acum o să vă dau rezultatul votului. Articole 1, 2, 3, 4, fiecare a primit câte 22 de voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Articole 5, 6, 7, 8, fiecare a fost votate cu 21 de voturi pentru, 0 voturi contra, 1 vot nul. Mare atenție la când exercităm dreptul de vot. Până la urmă, asta e important aici. Într-o asta mulțumesc. Supun discuție punctul 13 la ordine de zi și de vii pe domnul viceprimar Ștefan Daniel Dragoș să prezinte expunerea de motive. Da, domnule președinte, este vorba de un proiect de hotărâre prin care astăzi introducem în inventarul Municipiului Bacău o investiție și anume o investiție pe care a făcut-o serviciul de implementare proiecte și anume realizarea elemente de siguranță și intervenții în caz de incendiu pentru obiectiv de reabilitare și dotare cu echipamente a centrului social de îngrijire pentru persoane vârstnice din Bacău. Este o investiție nouă, excepționată prin procesul de VAR de recepție la terminarea lucrărilor din 21.04.2017. Ați avut materialul la mapă și vă rog să votați proiectul în forma inițiată. Invit pe domnul Fantasa să prezinte avizul de legalitate. Aviz, vă rog. Există aviz de legalitate. Doamna Bardașu. Favorabil. Doamna Breacă. Favorabil. Domnul Furianu. Favorabil. Domnul Gerasim. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Icăuș. Favorabil. Discuția asupra proiectului.
mandat să spună la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 22 de voturi, proiectul a fost aprobat. Supun discuție pentru 14 al ordinii de zi și ne vine domnul primar Costin Necula. Ne vine domnul viceprimar Scripă să dezbine spunerea de motive. Expunere de motive la proiectul privind asocierea municipiului Bacău cu patronatul IMB-urilor din județul Bacău, în vederea realizării în comuna evenimentului Invest în România, ce va avea loc în Bacău în data de 16 noiembrie 2017. Este un program de promovare a oportunităților de investiții la nivel național și de stimulare a atragerii de noi investiții prin organizarea unor serii de evenimente vizând dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național și stabilirea de parteneriate. Domnul primar, am intrat un pic în proiectul dumneavoastră vis-a-vis de acea asociere cu IMM-ul. Da, aici, dacă îmi permiteți, mulțumesc în primul rând domnului viceprimar pentru că ați prezentat proiectul. Solicitarea, în primul rând, vreau să felicit patronatul IMM-urilor pentru această inițiativă și cred că municipalitatea prin intermediul votului dumneavoastră poate să devină un partener, acordând gratuit această sală. Este un eveniment care asigură un plus municipiului Bacău. Este și reprezentantul patronatului aici, în sală, pentru orice fel de întrebări. Eu cred că prin votul dumneavoastră putem deveni parteneri în acest proiect și astfel să asigurăm un cadru de discuție pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în municipiul Bacău și nu. Vă mulțumesc! Invit pe domnul Fantan să vorbim la avizul de legalitate. Există aviz de legalitate. Domnul Roșu, doamna Breacă, domnul Friano, domnul Gherasim, favorabil, domnul Miclăuș, discuția asupra proiectului. Dacă nu supunem la proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abține, cu 22 de voturi proiectul care a fost aprobat. Supun discuției punctul 14b al ordinii de zi. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin fața dumneavoastră cu propunerea de modificare a organigramei. O mică propunere de modificare a organigramei în sensul transformării unui post vacant pentru a exista posturi de transformarea unui post de șofer în postul de magazinier, ținând cont de faptul că persoana care se ocupă de gestionarea combustibililor în municipalitate va ieși la pensie. Vă mulțumesc foarte mult. Invit pe domnul Fanta să prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Doamna Rotaru. Favorabil. Doamna Beacă. Favorabil. Domnul Prianu. Favorabil. Domnul Gherasim. Favorabil. Domnul Star. Favorabil. Domnul Micăuș. Discuția asupra proiectului. Rog pe domnul Marta să spună la tot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 22 de voturi pe care a fost aprobat. Doamnelor și domnilor, consilierea aveți cuvântul pentru a adresa întrebări și interpelări executivului. La diverse, vă rog. Domnul Ghingheș. Mulțumesc. La votul domnului consilier. Am dorit să atrag atenția faptului că apa va fi existată 3 zile în municipiul Bacău. Bine, nu mai în municipiul Bacău, ci tot județul. Dar această perioadă se suprapune fix peste un eveniment pe care Bacăul găzduiește destul de important, zic eu. Acela este Summitul Tinerilor. Vom primi în acest oraș peste 400 de tineri din toată țara. Și mă întreb cum le vom colora pe generația, domnule primar, atunci când vor avea surpriza să vadă că vor avea apă curentă. Și ar trebui să întreb dacă nu se poate muta această perioadă.
Domnule consilier local, în momentul în care dumneavoastră vorbiți, probabil deja au plecat comunicatele de presă din partea companiei de apă cu privire la modificarea acestei plate. Sub nicio formă nu se putea petrece în momentul în care se discuta de summitul tinerilor din România, desfășurat aici, în municipiul Bacău, de o eventuală întrerupere. Dar o pun pe seama inabilității de comunicare și coordonare a companiei de apă acest aspect. Pe de altă parte, vreau să, pentru a se înțelege de către toți locuitorii municipiului Bacău, următorul aspect. Aceste întreruperi pe care trebuie compania de apă să le facă, această întrerupere va fi la nivelul întregului județ, deoarece se efectuează o serie de lucrări de mentenanță la barajul de la Valea Usului, la aducțiunea de la Valea Usului. Această lucrare de mentenanță se efectuează, din ceea ce știu eu, odată la cel puțin 5 ani de zile. S-a îndeplinit termenul acesta. Pe de altă parte, acesta este momentul în care trebuie făcută această lucrare. Dar ceea ce mi-aș dori din partea companiei de apă să fie o comunicare mult mai clară și o prezentare mult mai exactă către dumneavoastră, către mine și către toți locuitorii al municipiului Bacău, care este motivul pentru care trebuie închisă furnizarea apei potabile în județul Bacău în această perioadă. Ca să facem un rezumat, 1. Nu se va închide apa în perioada summitului tinerilor, sub nicio formă. 2. Aceste lucrări de mentenanță și-au ajuns termenul la care trebuia să fie efectuată. Din discuțiile pe care le-am avut, a fost o întrebare legitimă, domnule consilier local, și am întrebat de ce nu s-a făcut mai din timp. S-a spus că datorită faptului că în perioada de vară necesitatea de apă este mult mai mare, s-a așteptat această perioadă intermediară între sezonul rece și sezonul de vară, pentru a fi efectuate aceste demersuri. Pe de altă parte, pot să vă spun că municipalitatea Bacăului, deși nu are nicio vină, va trebui să suporte împreună cu cetățenii municipiului Bacău această întrerupere a apei, dar, ca de fiecare dată, în ultimul an și jumătate, vom fi pregătiți cu cisterne de apă nepotabilă și cu alte surse alternative pentru a sta la dispoziția populației pentru a exista sau pentru a exista cât mai multe, cât mai puține disfuncționalități pentru cetățenii municipiului Bacău. Pe de altă parte, o spun și public în fața dumneavoastră și am să vă rog și pe dumneavoastră să verificați, compania de apă și-a asumat din nou faptul că va da un program limitat de apă, dar totuși va asigura furnizarea apei cu intermitență în perioada celor 3-4 zile în care va fi întrerupte. Vreau ca împreună să verificăm dacă compania de apă se ține de cuvânt cu privire la acest aspect și chiar vreau să discutăm foarte sincer și foarte deschis cu privire la acest lucru. Domnul Crețu, dacă îmi permiteți să completez doar o secundă acest subiect. Pentru că, dincolo de ce a spus domnul primar, și anume că termenul de 5 ani la care trebuie să fie efectuate aceste revizii, e unul de nediscutat și ele trebuie făcute, dar în același timp, compania de apă este flexibilă, oarecum, pentru că este dispusă totuși să amâne efectuarea acestor lucrări până la o dată ulterioară summitului tinerilor. Deci nu e chiar bătută în cuie această dată. Și cred că întrebarea domnului consilier Gingheș nu era neapărat de ce nu s-a făcut vara, ci s-a făcut iarna, ci era mai degrabă legată de faptul că o întrerupere în timpul sezonului rece conduce automat și la o întrerupere a agentului termic. Și poate dacă compania de apă ar fi făcut această revizie acum 2 săptămâni, când încă nu era pornită furnizarea agentului termic, impactul ar fi fost mai redus în ceea ce privește disconfortul populației. Domnul consilier, nu sunt un specialist în aceste probleme. Din ceea ce știu eu, ceea ce spuneți dumneavoastră, nu are legătură cu realitățile agentul termic e una, apa e alta, nu au legături între ele. Dar cred că cel mai... Eu asta știu. Aici este și reprezentat
lipsa unui reprezentant în cadrul acestei ședințe de Consiliu. Pe de altă parte, așteptările care sunt la adresa dumneavoastră sunt foarte mari și ceea ce am promovat și ceea ce am zis la momentul în care s-a discutat, dacă vă aduceți aminte, acele propuneri salariale, le aștept în continuare. În sensul diminuării salariilor care sunt peste 6.000 de lei net, diminuarea, deci plafonarea salariilor la 6.000 de lei net, precum și diminuarea la jumătate a indemnizațiilor membrilor Consiliilor de Administrație din cadrul companiei de ani. Aștept în continuare ca și măsuri în planul de redresare al companiei. Mulțumesc. Domnul consilier, domnul Ocrețu, ați înscris la cuvânt. Vă rog. Mulțumesc. Doriți să semnalez niște probleme pe care am constatat la colegiul Vigoria Zipan, datorită terenului de toată calitate care se află în zona respectivă și a implicațiilor de la apele meteorice, pasarea imediată de sub clădirea liceului a afectat clădirea și aceste efecte sunt într-un fel irreversibile. Iar costul unor eventuale reparații ulterioare va fi foarte mari. Prin urmare, cred că s-ar impune o expertiză pentru a se remedia niște situații care pot fi remediate și astfel stopa acest efect de efectiv de îngropare a clădirii liceului. Asta ar fi o problemă. A doua problemă aș ridica-o la liceul, la colegiul de artă, unde la secția de arhitectură am constatat că își desfășoară activitatea în niște spații care aparțin colegiului tehnic. Aceste spații nu mai nu respectă nicio condiție de desfășurare a unor ore, dar liceul colegiul de artă este în imposibilitatea de a face investiții în niște spații care nu îi aparțin. Prin urmare, în situația în care tâmpăria este, nu respectă condițiile de intransibilitate, de izolare termică. Pe jos avem direct betonul, ușa de la intrare, ușile, că sunt două ateliere, ușile sunt din lemn și nu știu de ce mai au încuietoare. Instalația electrică e un pericol din punct de vedere al protecției la incendiu. Aș dori să găsim o soluție prin care să se finanțeze îmbunătățirea acestor două stări, având în vedere că nu aparțin colegiului de teatru. Și aș vrea să mai întreb legat de stadiul proiectării la stadionul municipal și care este termenul pentru care, la care ar trebui să se finalizeze această proiectare. O întrebare aș vrea să o mai adresez referitoare la zona centrală, în care, pentru care în proiecția bugetară de pe acest an am prevăzut realizarea unui puz. Aș recomanda ca înainte de a se face proiectări punctuale pe piață, pe diferite intersecții, aș dori ca acest puz să fie realizat pentru că reprezintă documentul urbanistic care poate să înglobeze toate soluțiile pe care le dorim și o dezvoltare cât mai coerentă pentru zona centrală. Aș dori să demarăm acest puz și să nu apucăm bugetul pe anul viitor fără să nu demarăm această investiție care o consider utilă pentru municipalitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier local. Permiteți să vă răspund la aceste întrebări. În primul rând, cu privire la liceul Grigore Antipa, vă pot spune că sunt alocări bugetare pe care le-ați votat și dumneavoastră, exact pentru aceste refaceri, pentru această echilibrare. Eu nu mă exprim în termenii neapărat corecți, tehnici, pentru această readucere la nivel. Pe de altă parte, gândiți-vă că acolo sunt alocări bugetare pentru acele laboratoare de panificație care vor fi exact în acea clădire care va fi reechilibrată. Deci este un subiect care îl avem în discuție și un subiect care trebuie să funcționeze cât mai coerent și cât mai urgent din acest punct de vedere. Aș vrea să specific că aceste
această îngropare a clădirii se referă la corpul școală. Știu la zona de acolo. Asta vă răspund dumneavoastră. Deci avem două categorii de alocare bugetare. Avem și... Intenția era de a demara procedurile ca să putem... Cu certitudine. Noi am început să demarăm procedurile inclusiv la acel laborator. Din ceea ce știu, sunt pe traseu și aceste proceduri cu privire la corpul de clădire a școlii, efectiv, care suferă acea tasare terenului. Vă aștept la sediul municipalității să discutăm punctual împreună cu domnul Gândru și exact etapa de proiectare în care se află. A doua problemă. Cu privire la liceul de art. Și asta este sugestiv, doamnelor și domnilor consilieri locali, cât și cetățenii municipiului Bacău care participați la această ședință. Subiectul acesta este tipic pentru sistemul de învățământ al municipiului Bacău. Această problemă o știu, domnule consilier local, asta acum de când ați devenit colaborator al liceului. O cunoașteți mai bine. Eu cunosc oarecum mai de mult timp. Și pot să vă spun discuția care am avut-o ieri, împreună cu reprezentantele Colegiului de Art, care au venit cu o propunere de sărbătorire a liceului, a celor 60 de ani de viață a acestui liceu, o alocare bugetară, o propunere bugetară de 72.000 de lei. Dar pe de altă parte, au venit și cu din nou cu această problemă a acelor sări de cozi. Și am fost foarte sincer. Am rugat reprezentantele colegiului să se decidă. Facem de 72.000 de lei o sărbătorire a liceului sau de o sumă mult mai mică putem renova acele clase. N-am primit încă o răspuns. Poate dumneavoastră, fiind unul dintre profesorii de acolo, o să puteți ajuta în decizii și conducerea liceului. Că sărbătorirea liceului putem face și noi niște sume mai reduse, iar alocările bugetare le putem face mai mari, mai substanțiale, poate pentru refacerea acestor școli. Și știu foarte clar că alocările bugetare trebuie făcute către liceul Salim, nu către liceul de azi, către colegiul de azi. Dar discutăm de același coș bugetar comun, capitolul învățământ. Banii sunt aceiași, indiferent unde îi punem și cine efectuează lucrarea. Deci, nu e o problemă efectuarea celor lucrări, dar trebuie să ne decidem de cât facem petrecerea sau sărbătoarea liceului și cât alocăm materialul didactic și reconstrucții sau sărilor care se efectuează efectiv lucrările didactice. A treia problemă. Proiectarea stadionului municipal. Este o lucrare care, încă de la început vă spun că am moștenit un proiect de peste 22 de milioane de euro. Proiect pe care, din punctul meu de vedere, municipiul Bacău nu putea să-l susțină. Un stadion de peste 22 de milioane de euro în municipiul Bacău nu cred că este nici fezabil, nici rentabil și nici necesar. Cred că avem nevoie de un stadion care să fie bun, un stadion care să îndeplinească standardele UEFA și standardele Ligii I, dar care poate să aibă o alocare bugetară de până 15 milioane de euro. Cred că este mai mult decât suficient. S-au scos la licitație lucrările de expertizare și DALI. De ce expertizare? Pentru că există riscul ca unele dintre tribune să sufere o anumită problemă de natură să afecteze structura de rezistență. Și, practic, principiul de reconstrucție a acestui stadion va fi pe structura actuală îmbunătățirea acesteia. Îmbunătățirea, refacerea acesteia, dotarea cu sisteme, dotarea cu scaune, dotarea cu toate sistemele care sunt necesare pentru a-l actualiza. Dar, fără a mai exista acele copertine, acele zone de acoperiș, acele proiectoare de iluminat, acea instalație de nocturnă fixată la acoperiș. Din discuțiile pe care le-am avut cu factorii care înțeleg foarte bine din punct de vedere tehnic, nocturna actuală poate fi reutilizată fără niciun fel de problemă. Iar în momentul de față ne apropiem de finalizarea zonei de expertiză
Și care este termenul exact pentru finalizarea zonei de Daliu? 60 de zile expertiza și 90 de zile Daliu, deci 150 de zile. 150 de zile pornind de acum o lună și jumătate. Da, cam așa. Așa. Am în același contract două etape. Deci eu estimez că în, pe bugetul anului viitor vom prinde pentru stadionul municipal proiectare plus execuție. Și vom scoate la licitație proiectare plus execuție. Deci, repet acest principiu, nu scoatem pe de-o parte proiectarea și după aia execuția. Pentru că este acel principiu în care dacă proiectul este prost, poți să ai un constructor foarte bun, nu îți va mai scoate niciodată proiectul. Pe de altă parte, vreau ca executantul lucrării să-și asume întru totul și partea de proiectare, să fie, să funcționeze într-o simbioză cele două elemente, pentru a nu mai exista etape intermediare, inclusiv de licitație. A patra problemă pe care ați ridicat-o dumneavoastră, pusul zonei centrale. Este un document pe care știți că v-am susținut și de aceea am și fost de acord cu dumneavoastră să-l punem pe buget. Dar vă pot spune că în momentul de față, de o săptămână, avem arhitect șef. Este prezent la lucrările ședinței de Consiliul Local, doamna Diana Marin, doamna arhitect șef a municipiului Bacău. Vă pot spune că săptămâna trecută a depus jurământul și una dintre punctele relevante de început ale carierei dumneavoastră a fost exact această discuție domnului arhitect. Dumnealui specificăm foarte clar fuzul zonei centrale. Și nu numai pusul zonei centrale, am să rog pe doamna arhitect să vă spună exact la ce se referă când discută de PUC. Bună ziua! Diana Marina, pe lângă pusul zonei centrale, aș dori foarte, foarte mult să facem o analiză și completări pentru la regulamentul local de mai înseamnă la PUC. Deocamdată este în fază de analiză, deci căutat ce înseamnă procesul de facere inițial. Da. Deci, practic, pornim toate demersurile și pe acest aspect. Aș dori să arăt toată disponibilitatea de a colabora și cu doamna arhitect, pentru care mulțumesc de mai mult timp și să-ți revalăm aceste lucruri, pentru că timpul trece și trece în defavoarea tuturor. Aș avea, totuși, la punctul 3, privind și expertizarea și Daliu, aș avea o recomandare pentru departamentul care realizează procedurile de achiziție publică. Conform legii, serviciile intelectuale se pot atribui nu doar cu criteriul unic prețul cel mai scăzut. Este obligatoriu ca să se mai introducă și un criteriu de performanță, pentru că doar atunci vom avea siguranța că cei care vor câștiga, sau cel puțin creștem șansele ca cei care câștigă sunt și capabili să realizeze proiectul, dar mai mult decât atâta vor realiza un proiect care va fi benefic pentru noi în timp, nu doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Vă mulțumesc. Domnule consilier, mi-ați indicat un profesor sau o linge la Fileu și e bine că ați făcut-o pentru a discuta cu lucrurile cu părțile pe față aceste aspecte. Știm foarte bine că nu mai există acel criteriu al prețului cel mai scăzut, nu doar pentru servicii intelectuale, pentru nimic nu mai există criteriul prețului cel mai scăzut. E vorba de raportul calitate-preț și multe alte asemenea elemente. Și vă spun, din păcate, cu toată sinceritatea și cu tot regretul, îi aștept pe arhitecții, ordinului arhitecților sau colegiului arhitecților, deci arhitecții Bacăului, să vină totuși să contracteze eventuale lucrări cu municipiul Bacău. Dar, din păcate, în momentul de față, dumneavoastră nu se grăbesc să vină să fie unii dintre participații la licitație. În mod, știți cum e? Primul pas pentru a ajunge să câștigi o licitație este să te prezinți acolo. Dacă nu te prezinți, dacă nici măcar nu te prezinți, e o problemă. Și uitați, rezerva de apă a municipiului Bacău, stadionul, creșa și grădinița de la Carpe, sala de sport de la liceul sportiv. Păcate, arhitecții municipiului Bacău nu s-au prezentat. Ca și reprezentant al ordinului arhitecților, vă pot comunica că dacă veți introduce doar criteriul cel mai mic,
nu se vor mai prezenta. Nu, deci vă spun că nu se susține afirmația asta, că nu e criteriul prezentat. Și chiar nu e. Și discut pe prop. Știți și dumneavoastră anumite discuții și anumite părere ale membrilor lor în articolul care au spus ce rost are să participe la o licitație în care vine cineva cu prezentație și știu de lucrare. Eu nu permit, pentru că sunt într-o viață concurențială, să pierd resurse când știu că tot timpul va veni cineva cu un preț mai mic. Pentru că, din păcate, ne cunoaștem piața. În care arhitect, asta e piața liberă. Și de acord, piața liberă. Dar piața liberă nu trebuie să mai ducă la prețul cel mai mic. Dar vă repet că nu se merge pe prețul cel mai mic. Putem? Nu se merge numai pe prețul cel mai mic. Eu repet următorul aspect. Este criteriu unic. Dumneavoastră nu este niciun criteriu unic. Și eu vă spun pe propriu. Deci nu vă spun din poveștile care mi-au zis arhitecții. Nu vă spun pe prop. Asta este un element. Doi. Pentru a discuta de o licitație câștig sau necâștig și după aia jura municipalitatea că îi dă cu prețul cel mai mic, trebuie să te prezinți. Măcar să accesezi caietul ăla de sarcină. Măcar să te uiți în seapă să vezi ce se întâmplă. Aș dori să vă citesc. Fișa date numărul 282205, IBA, fiind fișa tehnică la licitația privind stadionul. Criteriul de atribuire, preț cel mai scăzut, este unic. Este fișa pe care municipalitatea a încărcat-o pe țeapă. Despre asta discutăm. Eu vă spun că nu pot eu să am certitudinea faptului dumneavoastră în citiți acum exact ceea ce s-a încărcat în țeapă. Dar vă spun că nu se poate doar prețul unic. Să presupunem că este o eroare și nu am eu documentul respectiv. Dar vă rog, ca pe viitor. Domnul arhitect, haideți să vă dăm în scris, că prelungim o discuție, oricât încercați să-i apărați, vă spun într-un fel foarte sincer. Au toată libertatea și au avut tot timpul toată deschiderea de a veni și de a discuta. Suntem lucrări la care nici măcar nu ne gândim. Sau de ce nu se fac clarificări? Aici domnul Hecher vă poate spune exact. De ce nu facem clarificări? De ce nu se solicită clarificări? Domnule, numai prețul, e numai ăla, e numai celălalt. Dacă îmi permiteți, domnul primar, din nefericire, factorii de evaluare nu se pot modifica decât dacă se anulează procedura și se reia de la capăt. Păi da, legislația achizițiilor publice spune că în cazul serviciilor intelectuale, și bănuiesc că serviciile de proiectare sunt astfel de servicii, nu numai că nu ai voie să folosești exclusiv prețul cel mai scăzut, dar și pragul până la care poți folosi acest criteriu este limitat la 40%. Cu alte cuvinte, pentru diferența de 60% sau mai mult din factorii de evaluare, se pot puncta alte criterii, cum ar fi, spre exemplu, experiența arhitecților. Și aici bănuiesc că în măsura în care serviciul de achiziții publice din cadrul primăriei, fără să vreau eu să le dau sugestii, ar fi disponibil să puncteze astfel de factori de evaluare, probabil că și interesul din partea arhitecților locali, în măsura în care au astfel de experiență și din ce știu eu, sunt arhitecți cu o vastă experiență, probabil că ar fi mai interesați pe viitor. Dar, din păcate, cel mai simplu este să atribui cu prețul cel mai scăzut și probabil că în viteză departamentul de achiziții și de asta uzitează de obicei de factorul ăsta de evaluare. Ședința Consiliului Local Municipiului Bacău, la sfârșit, vă mulțumesc pentru participare.